Sunt 27 de ani de la Revoluție. Am fost acolo, am văzut cu ochii noștri, era să murim. Rezumă tu adevărul Revoluției. Poți să pui mâna pe el? Nu poți. Dormi? Sigur te-a trezit? Știi bine? Nu a fost cu mine în campul. Pentru un reportaj. M-a ajutat în prima zi să discut cu niște localnici. Ea ne crede inima, chiar așa. Și-a luat viața cu mâna ei. N-are voie în cimitir. Nu e cimitirul tău, părinte, da? Că nu l-ai moștenit de la maică-ta și de la taică-tu. Ioana n-a făcut niciun păcat. Ce s-a întâmplat n-a ținut de voința ei. De mâine. Ar fi existat o legătură între un apel de așa, unul dintre cei doi soldați, trebuie să fie cu varianta ok și să-i potoni un altul. Și de ce a murit? Păi spune de ce a murit, băi, peitonită. Ați sesizat ceva ciudat în ton. Orice vă amintiți dumneavoastră ne ajută. Dacă mi se întâmplă ceva, tu știi ce ai de făcut. Alo. Cine sunteți dumneavoastră? Da, mă, mi-e frică și eu, da, uite, fete astea nu-i. Dacă își vine de treabă, ei trăia și acum. Și tu îmi dai cu fata aia. Și te păstrezi pentru Ioana, când vine de Paște.